Această întrebare e prezentă pe fiecare live și sună în felul următor. Merită să mă apuc de YouTube? Ei bine, astăzi vreau să discut despre acest subiect. Gamivo ține cu tine! Prețuri mici pentru oricine! Mai multe detalii în descriere! Pentru început vreau să povestesc cum am apucat eu de YouTube acum 10 ani, în 2014, perioada în care YouTube-ul nu era atât de popular, adică cred că în total era undeva la vreo 20-25 de persoane care făceau YouTube la noi, gameri plus vloggeri adunați, față de câți fac astăzi, cred că e un număr enorm de mic. Și în perioada respectivă mă uitam foarte mult la gameri pe ideea că ori n-aveam un PC care să ducă jocurile respective, ori îmi plăcea super mult persoana la care mă uitam, deoarece în jurul meu nu vedeam persoane ca și ea, însă de multe ori nu știam de unde să iau jocul respectiv. Adică uneori știam, uneori îl aveam, uneori n-aveam nici în vagă idee de unde să fac rost de el, așa că mă uitam pe YouTube la gameri. Și văzând că ei la începutul videoclipului în perioada respectivă spuneau mulțumesc de like-uri, mă bucur că vă place și așa mai departe, eu fiind copil având 12 ani și dorindu-mi atenție pentru că, să fim sinceri, suntem oameni, toată lumea vrea să fie apreciată, toată lumea vrea să fie, să se simtă în centrul atenției și văzând treaba asta la ei am zis, bă, uite, cu mintea mea de copil de atunci, persoanele astea se joacă, filmează în timp ce se joacă, postează pe YouTube și sunt alți oameni care îi apreciază pentru ceea ce fac. Eu de ce nu pot să fac treaba asta? Și am început să fac YouTube fără să mă gândesc la mult prea multe lucruri. Doar am zis, bă, vreau atenție, oamenii ăștia primesc atenție, hai să încercăm. După ce am postat câteva videoclipuri, a venit momentul cel mare. Pentru că platforma era una foarte mică la perioada respectivă, clar persoanele care se uitau dădeau de tine și automat câțiva colegi de clasă au dat de videoclipurile mele, chiar câțiva prieteni au dat de ele și a apărut fenomenul care există și în ziua de azi, bully sau nu neapărat bully, mai mult miștocăreala. Deci automat era o glumă din asta, ha-ha, faci YouTube, faci aia, faci aia, uite ce faci și așa mai departe, pentru că în perioada respectivă era ceva total ieșit din comun și în ziua de astăzi este destul de ieșit din comun și se practică miștocăreala de genul acesta, însă astăzi pot spune că e un pic mai ok decât era pe atunci. Însă treaba asta nu m-a oprit din a face lucrul ăsta pentru că eram, bă, oamenii vorbesc și să vorbească în continuare pentru că cel puțin îmi plăcea și încă îmi place să fac treaba asta, așa că am zis să continui. Mai multe videoclipuri mai târziu, persoanele respective observând că ceea ce spun nu are un impact asupra mea și că nu mă deranjează, în continuare fac ceea ce îmi doresc și vreau, s-au oprit. Și asta consider că e cea mai importantă lecție din începutul acesta, că oamenii o să vorbească indiferent de ceea ce faci, indiferent că este ceva bun, te duci la o facultate sau faci anumite chestii care sunt normele societății, oamenii o să vorbească. Până la urmă, la finalul zilei, poți să găsești 101 motive să faci mișto sau să te iei de cineva. Însă, în momentul în care persoanele respective o să vadă că pe tine nu te deranjează și tu în continuare faci ceea ce îți dorești, o să se oprească pentru că nu mai au energie și observă că e în zadar. O să-și canalizeze energia în altă direcție, pe o altă persoană care le oferă atenție și care își bate capul cu părerile lor. Așa că cel mai important lucru după experiența asta e să faci ceea ce îți dorești. Anii au trecut, în continuare postam videoclipuri pe YouTube și uitându-mă în spate, am observat că am trecut prin diferite etape. Mai exact la început jucam ceea ce juca toată lumea în perioada respectivă, Minecraft, CS și Metin. După care, în 2017 am rămas doar pe Metin până mi s-a închis acel prim canal, apoi am ajuns să mă joc Minecraft. După care a venit era Fortnite-ului în care toată lumea juca Fortnite, apoi pe la începutul am jucat puțin Brawl Stars și m-am întors înapoi la Minecraft pentru că este jocul cu care mi-a plăcut cel mai mult să fac content și în continuare îmi place să mă joc și să scot videoclipuri cu el. Dar este important să treci prin diferite etape și orice persoană trece prin diferite etape, iar conținutul pe care îl face reflectă etapele prin care trece, lucru pe care l-am observat la majoritatea persoanelor, că în momentul în care ei se maturizează sau în momentul în care
trec dintr-un punct al vieții în celălalt, la fel și contentul lor evoluează sau se duce într-o anumită direcție. Iar acum, după ce v-am spus această poveste, de la care am și deviat puțin pe final, vreau să mă întorc la subiectul principal al videoclipului și anume dacă merită sau nu să faci YouTube, pentru că este întrebarea pe care o primesc aproape pe fiecare live, desigur în diferite formulări. Crezi că merită să faci YouTube? Crezi că merită să mă apuc de YouTube în 2024? Crezi că merită să fac asta pe YouTube în 2024? Iar răspunsul pe care vreau să-l dau de acum înainte și la care am ajuns, concluzia la care am ajuns, este că în viață merită să încerci tot ceea ce îți dorești să faci, atâta timp cât nu face rău nimănui din jurul tău. Adică, dacă vrei să faci YouTube, dacă vrei să încerci să faci YouTube, nu trebuie să te oprești deloc, pentru că dacă în loc de 12 ani, în 2014, aș fi avut 22 de ani cât am acum, probabil m-aș fi blocat de tot felul de întrebări. Ce o să spună oamenii? Dar dacă nu-mi iese? Dar dacă se întâmplă asta și asta? Și aș fi fost blocat într-o sută de gânduri, însă fiind copil și având o viziune foarte limitată, să spunem așa, m-a ajutat super mult, deoarece eram, vreau atenție, primesc atenție dacă fac treaba asta, hai să facem treaba asta. Foarte simplu, nu mi-o păsat de nimic altceva și consider că așa ar trebui să fie treaba asta cu YouTube-ul. Vrei să faci YouTube? Atunci doar fă-o și vezi ce iese. Pentru că la finalul zilei, măcar o să fii împăcat tu cu tine că ai încercat treaba asta și că nu ai stat blocat într-o sută de gânduri dacă merită sau nu să o faci. După ce am răspuns la întrebarea dacă merită sau nu să faci YouTube, apare încă o întrebare extrem de frecventă. Bine, bine, fac YouTube, dar ce-mi recomand să postez? Ce să pun pentru a crește? Cum să-mi cresc canalul? Și așa mai departe. Ei bine, din păcate, la aceste întrebări nu pot da un răspuns exact, pot da doar o îndrumare. Și anume, caută ceea ce îți place, pentru că mie, de exemplu, îmi place să mă joc pe calculator, așa că automat voi face clipuri, short-uri, live-uri cu treaba asta. Însă, dacă ești o persoană căreia nu-i place să stea în casă și preferă să iasă în natură, poți face conținut în care le prezinți oamenilor ceea ce faci tu în natură. De exemplu, mă duc în locul ăsta pentru că e foarte frumos, îmi pun cortul și dacă mă duc un pic mai departe am view-ul ăsta extraordinar, plus ceea ce duci cu tine ca să ai tot ceea ce trebuie în diferite situații. Deci există foarte mult content și foarte divers, deoarece pe parcursul timpului îs canale care au făcut o grămadă de videoclipuri cu parkour, cu skating, cu ieșit în natură, cu o grămadă de lucruri, până și persoane care caută cu detectorul de metale sau caută prin râuri cu detectorul de metale. Deci puteți să faceți absolut orice lucru de care sunteți pasionați. În încheiere, aș vrea să-mi lași în secțiunea de comentarii ce părere ai despre acest videoclip și dacă vrei să mai fac altele în genul acesta, ce subiecte să abordez și părerea ta dacă merită sau nu să faci YouTube în 2024.